În conformitate cu dispoziția articolului 133 al neatul 1 litera A și articolul 134 al neatul 1 litera A, corroborat cu 197 al neatul 1 litera B din 1057-2019, prin cod administrativ și al dispoziției primarului național numărul 155 din 14-2023, a fost invitat să participe la ședința ordinară de astăzi. Din cei 11 de local, lipsesc 3, sunt prezenți 8. Deci, ședința este legat cu circuitul și poate desfășura lucrările. Așa. Deci, având în vedere pe articolul 138, aneatul 5-10, din codul administrativ, se supune spre aprobat procesul verbal creat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere de procesul verbal a adoptat în anumitate de vot. Acum, în conformitate cu prevederea articolului 123 alineatul 1 din codul administrativ, vreau să facem propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru conducerea lucrărilor de astăzi, deoarece domnul Rață Andrei este plecat în țară și nu poate să fie prezent. Da. Propun ca președinte de ședință de astăzi să fie domnul Gacone. Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu, se pun la vot. Cine este pentru? Deci, domnul Diaconu Nicolae este președinte. Vă rog să prelați funcția președintelui. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinii de zi. Este hotărâri privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Ardeoani, Consiliul de Administrație și unul CAC, Comisia pentru Evaluarea și Asigurare Calității al Școlii Gimnaziale numărul 1 Ardeoan pentru anul școlar 2023-2024. Inițiator Victor Primar. Proiect de hotărâri este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia 3. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive de Agregare. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunei Ardean pentru ședința adunării generale ordinare, acționariu, ședința adunării generale extraordinare, acționariu ASC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA din 02-10-2023, 03-10-2023. Inițiatorul primar Victor Diaconu. Proiectul este de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia care avizează, Comisia 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul 3 al anului 2023 și a listei de investiții. Inițiatorul primar Victor Diaconu. Proiectul este de hotărâre, este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia care realizează cele trei comisii. Comisia pentru care programarea dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public, privat al Comunei Agricultura, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii și comerț. Comisia pentru Administrarea Publică, Juridică, Aprobare, Ordine și Ministrul Public al Drepturilor Cetățenilor. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive de Agrement. Diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre introduse pe ordinea de zi. Nu. Supun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Ardean, în Consiliul de Administrație și unul în CAC, Comisia pentru Evaluare și Asigurare Calității al Școlii Gimnaziale numărul 1 Ardean pentru anul școlar 2023-2024. Aviz Comisia 3. Domnul Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta raportul de specialitate. Aici, după cum am discutat și în comisie, vă rog să faceți propuneri în ordinea în care este menționată în proiectul de hotărâre,
adică să desemnați un consilier local să desemneze un consilier local care să facă parte din Consiliul de Administrație și un consilier local care să facă parte din Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității. La școala gimnazială numărul 1. Acum, dumneavoastră, din cadrul consilierilor, face propuneri pe unul pentru Consiliul de Administrație și unul pentru CEA. Propun cu domnul Bolan și... Să văd că deci domnul... Nu, domnul propun pe domnul Bolan. Nu, domnul propune pe... Domnul Bolan. În Consiliul de Administrație. Bolan. Și pentru CEA, în Comisia de Evaluare și Asigurare Calității la Școală. Tot eu? Tot să propun să nu? Pe cine zici? Pe domnul Bolan. Da. Și pe... Dacă vreți să șapte propuneri, dacă nu? Nu. Mulțumim domnului secretar general. Vă rog să faceți propuneri pentru a... Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dar supun la vot trei. Supun la vot proiectul de hotărâre în conformitate de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Nimeni. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Arbion pentru ședința adunării generale ordinare, acționarul, ședința adunării generale extraordinare, acționarul ASC, Compania Regională de Apă Bacău, SA din 03-10-2023. Aviz Comisia 2. Domnul Fădurazul Remus. Aviz favorabil. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta raportul de specialitate. Punem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru semestrul 3 al anul 2023 și avize de investiții. Avize Comisia 1, domnul Moise Cosmin. Comisia 2, domnul Pădurarul Remus. Aviz favorabil. Comisia 3, domnul Diaconu Neculai. Aviz favorabil. S-a discutat raportul, doamna Ancisaș. Pun la vot pentru proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Diverse. Dacă cineva vrea să ia, să înscrie la vot. Rămânește acolo, este o problemă cu șanțul de pe partea dreaptă, în deal la Ciopia, de acolo. Deci, da. Cum spune? Da, Vitora. Sau ce? La Ciopia. La cine? La Ciopia. Parfenii Gheorghe. Nu, Gheorghe, aici. Da, la Nea Gheorghe, acolo, da. Este o problemă cu șanțul ăla. Nu-i problemă. Trebuie înfundat pe partea aceea, deci s-a îngustat drumul. Da, s-a îngustat drumul, exact. Supune de canalizarea și asta nu preia atâta de mult apă și o să vină pe... Și tot timpul acolo, iar la mașină, tot timpul au tendința de... Nu au, că chiar s-au dus în șansa acolo, de câte ori veni tractor de la primărie și-o tras, și-o făcut. Deci e o problemă acolo. Și acolo merge vreo 50 de metri înfundat. Da, înfundat ca să putem învăți că e și îngust și în curbe, în loc, care știi... Da, în locație, acolo, zis, din primul noi, consilier. Da, mulțumim. Da. Dacă vă întâlnă domnul de... Înțeles că unde este Marbecul, la Plinci, acolo, partea aia. Poțiuni. Păi nu, și astăzi am vorbit cu Chile la Ion, te strimată în acela ca să tundă... Nu cu ăla de la Diaconu. Scutul în arbore înalță acolo, deci nu putem să... Păi am 3 săptămâni, am sunat în fiecare săptămână. Și azi am sunat așa, iar. Am adus la cunoștință, adică. Fost echipa de mentenanță astăzi, probleme rezolvate, mai puțin acolo. Da. Așteptăm în acela. Dar se va rezolva așa cum. Da. Mai avem o problemă aici, în centru, cu casa asta pe colț aici, al lui Diaconescu. Da. Acum, să vedem ce soluții găsim. Trebuie căutați proprietari, nu știu ce. Nu, acolo nu e dezbătută moștenirea. Problema e că taxele sunt plătite, dar n-ai cui să te adresezi. Am zis că la cât am făcut noi... La toată lumea, când să plăți, să acolo moștenirea, tot trebuie să o
tomații și nu... N-ai ce să faci pe mână. N-ai ce să faci. Singura chestie care am zis, dar să nu iese după aia discuții. Uite că ar trebui luată niște tablă, la 2 metri, și pe domeniul public, însă-i luat un gard provizoriu. Și dacă și când o să-și facă el gardul, cine o să aibă terenul acolo, dacă o să construiască ceva, n-are decât ne luăm și avem unde să le punem, pe la grădiniță, pe la școală, pe la... Porțiunea de casă, de la... Păi, de aici, de la poliție, e urât, acum matalii stai acolo, nu? E foarte urât. Acum, cum credeți, dacă credeți că ar fi bine, seama avem din recupere, iau 10-12 bani de alea de rectangulare de 4x2. Da, dar mai înalt nu se vadă. Păi de 2 metri. Faza și laterala, că ține casa aia. Bun. Până unii șanțe. Luăm o tablă cu date de 2 metri înălțime? Da, nu înălțime. Bun, acolo treci în procesul verbal, domnul cu date. O propus tablă de 2 metri înălțime și... Rectangulare, fac noi din recuperare. Vorbim cu gaz, vedem ce culoare, domnul. Roșu, maro, gri. S-a stupă în vedere. Da, e clar, deci nu avem ce face. Urât, așa. Problema este că intru în curte, merg cu oamenii și mă apuc să defișez, că acolo se iau cu noi. Mă trebuie să mă dăm judecată. Da, vine problema în școală. Da? Nu poți. Proprietate privată, da. Iar în condițiile în care o să vrea să-și facă, dacă cineva o să-și construiască acolo, o să dăm tabla aia jos sau porțiunea de la urmă. Nu, vine automatic, ai rău din plus, în alte fără, mai să deci la jumătate de metru sau cât permiți, cât permiți. Unii bani, unii bani. Dar e urât, da. Deci sunteți de acord cu plutura? Da, 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 da. Da, funcționăm cu acest reabal. Supunem la vot, de acolo. Și încă o problemă aici, unde s-a făcut un plutura asta în capătul podului. Sperăm cu drumul de la dealul Oare să se niveleze acolo, că aduce pământ ca lumea și o să nivelăm. Rechițele alea, jumătate, mai bine de jumătate, sunt uscate. Alea au un vânt la ceva. Păi și ar trebui tăiem. Și ne-a tăiem, le aducem aici, cum am adus plocul de acolo, le punem pe foc și... Da, da, asta zic, să le tăiem șpalea, nu? Da, da, da. Acum. În rest, dacă nu știți, ieri luni am semnat contractul la pod, contractul de execuție și sperăm ca de luni să începem lucrările și la pod. Termenul de execuție de 8 luni de zile, poate de Dumnezeu și ei au spus că se miște destul de repede. Și uite că a venit timpul și la pod. Îi trecut pe lista în sinteză la CNI și cel de-al treilea proiect cu asfaltul vreo 7 km. Să putem încheia toate ulițele la Clinci, acolo știți, a fost fântână aia, dincolo la ulița la Dionis, din cauza stâlpului și garajul de la casa parohială, nu s-a putut în avul lățimea, acum s-a rezolvat. Am prins și diferența aia de 500 de metri pe dealul Oare și aici, din drumul județean, de fapt, din drumul comunal, care urcă la dealul Oare și până la limita cu Pârjolul, tot făgețelul, 2 km. L-am prins și pe ăsta la asfalt. De la Zizi Năstasă până la... La ieșire. Nu, la... stația aia de... La de epurare. De epurare, de la canalizare. Ei, și acolo e prins și acolo asfaltul. Deci, nu mai rămâne nicio palmă de drum neasfaltat. Că o să înceapă la anul, asta este. Dar interesul e că le-am prins. Și cu astea. Canalizarea suntem eliminat? Canalizarea va fi, o să o depunem pe mediu să dea drumul la ghid. Și o să o facem prima dată doar stația de epurare și la DN2G până îmi dă voie să tăiem asfalt. Să vinem două părți sau... Da. Bun ar fi dacă acolo la canalul ăla s-o luat. Ce e acolo? Dacă se poate, după ce se recoltează porumbul, se poate înfunda găurile alea care sunt. Când vine apa... La Uciga? Da. Și... A, e rupă acela. Eu am mai pus acolo. Dar la un moment dat, cineva a zis că, domnule, nu mai puneți aici. Păi, da, dacă nu mai, nu mai pun. Păi, dar vă încheia să duc 3-4 bascuri. Șorii Pascal are pământul acolo. Deci căutam... Când se recoltează? Cei cu piatră, cu bolovani, cu ciment.
Putea să pun și era... Da, când vine apa mare în Soronțu, știu ce de aici până la drumul. Da. Da, pe la român nu vedea cum putem interveni acolo. Da. Da. Bine, cu izată toate problemele la ordinea de zi, declar închise lucrurile.